3 octombrie. În această lună, în a treia zi, pomenim pe Sfântul Mucenic Dionisie Areopagitul, părinte apostolic, convertit la credință de apostolul Pavel, plecând cu acesta în călătorii misionare. A mers la Ierusalim, unde a văzut-o pe Maica Domnului, scriind despre miracolul acestei întâlniri în una din cărțile sale. Zicerile din popor spun că în această zi e bine să mături casa din patru cornuri cu mătura și să arunci gunoiul în drum, aruncând și mătura căci, de sunt ploșnițe, sunt făcute farmece sau ai hulit, de supărare în casă, toate se duc. Tot acum se spune că nu e bine să pui varză în putin pentru iarnă, căci se va cloci, iar la zi de sărbătoare nu se dă sare la vite, pentru că se îmbolnăvesc.